Spectacolul regizat cu ocazia Galei Laureaților Festivalului Național Drăgan Muntean a început cu o surpriză. În deschidere, locul seniorilor în fața partiturilor a fost ocupat de membrii orchestrei de juniori a ansamblului profesionist Drăgan Muntean. Un proiect nou care a necesitat câteva luni de muncă, dar care asigură o continuitate a activității prestigioase a ansamblului profesionist Drăgan Muntean din Deva. Iar festivalul concurs a reprezentat și lansarea oficială a tinerilor interpreți în Marea Societate a Iubitorilor de Folclor. Este o orchestră formată din tineri instrumentiști. Ne dorim să-i avem în primul rând ca și pepinieră, dar vă pot asigura că o să vedeți în foarte multe spectacole, probabil în această vară. Trebuie să fim pregătiți în fiecare moment ca să avem în locul nostru oameni care pot să ne ia locul. Iar că și la acest festival, juniorii au dat dovadă că aproape sunt de seniori și ne îmbucură și nu avem decât să fim mândri de asemenea oameni și vă mărturisesc că noi, Consiliul Județean, în permanență o să fim lângă asemenea spectacole, lângă artiști și numai în toate domeniile.